Dumitru Stroie s-a stins din viață la 30 de ani. Extrem de afectată, Mirela Vaida a transmis un mesaj pe internet despre tragedie. Doliu în lumea muzicii, după ce artistul Dumitru Stroie a murit, în urma unui accident, la vârsta de 30 de ani. Vestea tragică a șocat pe toată lumea, inclusiv pe Mirela Vaida, care se pare că îl cunoștea personal pe cântăreț. Pe rețelele de socializare, vedeta a scris câteva rânduri despre tragedie. Mirela Vaida, mesaj neașteptat după moartea lui Dumitru Stroie. Vestea că Dumitru Stroie s-a stins din viața la o vârstă atât de fragedă a surprins pe toată lumea. Chiar și prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a transmis un mesaj pentru cel pe care îl considera ca un membru din familie. Viața e scurtă. Gravitiva s-a iubit. Asta spunea baciul sibian, Dumitru Stroie. Acesta era mesajul lui de pe pagina de Facebook. L-am întâlnit la deschiderea magazinului sau cu produse tradiționale dintr-un complex comercial, fix pe 1 decembrie, a scris Mirela Vaida pe Instagram. Cu eforturi mari, interpretul de muzică populară a reușit să-și deschidă o afacere, alături de soția lui. Din păcate, acesta nu s-a putut bucura pentru foarte mult timp de aceasta, pentru că s-a stins din viață într-un accident de mașină în data de 18 decembrie. Aceasta a fost spulberat de un tir pe DN7, după ce ar fi adormit la volan mai invitase la deschidere, era emoționat, alături de soția lui, că a reușit să deschidă, cu mari sacrificii, cu multe datorii în bănci, si dorea să doi merga. Azi dimineața a murit în accident de mașină, când se întorcea cu marfa pentru magazin. Nu am cuvinte. Sunt tristă și revoltată. Era așa de tânăr. Erau așa de frumosi împreună. Dumnezeu să te ierte, baciule. Față gânditoare, a continuat Mirela Vaida.